Cei care ați fost duminica trecută vă amintiți că, probabil că astăzi am să vorbesc câteva lucruri cu privire la un subiect extraordinar și anume Harul lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat nouă, Harul lui Dumnezeu față de noi. Și este un subiect care umple Scripturile, este un subiect care înseamnă o adevărată bogăție spirituală pentru tot aceia care se încred în Dumnezeu și care sunt ai Lui. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută m-am referit la un text din 1 Corinteni, capitolul 1, unde spune Apostolul Pavel, zice așa: mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru, ascultați, Harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. În Domnul Iisus Hristos am primit Harul lui Dumnezeu. Să vedem puțin mai încolo ce, în acest text, ce înseamnă acest lucru. Dar când zice acest lucru, versetul următor, versetul 5, zice: căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu privire, în orice vorbire și cu orice cunoștință. Și aici Apostolul Pavel vorbește despre această comoară, comoara Harului lui Dumnezeu pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos. Am înțeles și înțelegem mereu că Dumnezeu are un plan glorios cu noi și are o lucrare glorioasă pe care vrea să o facă, să o facă cu noi sau prin noi. Și atunci ne uităm la faptul că suntem nepotriviți pentru acest plan și pentru această lucrare. Suntem copleșiți de-a dreptul de simțământul nevredniciei. Și totuși Dumnezeu ne vrea pe fiecare din noi, poporul Lui, și apoi când am intrat în poporul Lui să fim cooptați, dacă vreți așa un cuvânt, să fim prinși în lucrarea Lui. Duminica trecută am văzut cum Dumnezeu se îngrijește ca să avem tot ceea ce ne trebuie ca să putem face această lucrare. Dacă vă aduceți aminte, am citat duminica trecută ceea ce spune tot Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Este Dumnezeu acela care lucrează în noi. Și astăzi am citit ultimul verset din Efeseni, capitolul 2, pasajul care l-am citit, și anume versetul 10, care spune așa: căci noi suntem lucrarea Lui. El este acela care lucrează și care a făcut din noi ca noi să fim lucrarea Lui Dumnezeu. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci vedem că Dumnezeu este acela care lucrează. Așa am luat un caz de studiu, dacă vreți așa, pentru această dimineață, și acest caz de studiu care punctează și care dovedește aceste adevăruri este Saul din Tars, care mai târziu noi îl cunoaștem ca și apostolul neamurilor, apostolul Pavel. Dar Saul din Tars n-a fost întotdeauna apostolul neamurilor, apostolul Pavel. Când el nici nu se gândea la lucrarea pe care Dumnezeu o pregătea ca să o facă prin el, când el nici nu se gândea ca Dumnezeu să-l cheme pe el de acolo, din starea în care era el, și să-l facă un ucenic al Domnului Iisus Hristos, un apostol al Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus, Dumnezeu, avea în vedere acest lucru. Cine era apostolul Pavel sau Saul din Tars? Era un evreu, foarte pregătit, un fariseu între farisei, era un om care era tăiat împrejur. Dar acest fariseu, acest om pregătit, acest om care era un om deosebit în societatea și în vremea, acest om a ajuns până acolo încât el era așa de plin de râvnă pentru religia lui iudaică și pentru poporul lui, încât a plecat ca să prigonească biserica Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ni-l prezintă pe apostolul Pavel și uitați în Fapte, capitolul 9, versetul 1 și 2, spune așa: dar Saul, ăsta e numele lui dinainte, Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Până acolo încât era gata să prindă și să ucidă pe aceia care erau ucenicii Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi
pe unii umblând pe calea credinței, adică aceia care erau de acum urmași ai Domnului Iisus și erau în biserica primară, biserica care abia s-a înființat, biserica Domnului Iisus Hristos, pe aceia care umblau pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Saul era unul care persecuta biserica Domnului Iisus Hristos, dar a venit o zi în care Domnul Iisus i-a stat înainte. Când a auzit glasul Domnului Iisus, când Domnul Iisus a cucerit inima lui și n-a fost mic lucrul acesta, ci a fost un mare lucru, pentru că trebuiau multe lucruri schimbate în mintea și în inima și în ființa lui Saul, ca el să devină apostolul neamurilor, un ucenic al Domnului Iisus. Dar în fapte nouă, în continuare, versetul 3 zice, pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, aici este glasul Domnului Iisus care îl strigă pe nume și zice, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el a zis, cine ești tu, Doamne? Și Domnul Iisus a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și acum observați versetul 6, aici un cuvânt care m-a impresionat așa de mult. Cel care avea scrisori de la preoți ca să meargă și care căuta să ucidă pe ucenicii Domnului și care căuta să vadă dacă sunt bărbați sau femei care merg pe calea Domnului, acum zice versetul 6, tremurând și plin de frică. Acest Saul nu mai era Saul acela care a plecat cu scrisorile, ci acum era unul care era tremurând și plin de frică. A zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. E o istorie extraordinară, o istorie interesantă, o istorie palpitantă, o istorie fascinantă. Istoria întoarcerii, cuceririi acestui om, Saul din Tars, care să devină ucenicul și apostolul Domnului Iisus. Domnul Iisus are grijă ca să trimită pe Anania la Saul, ca să stea de vorbă cu Saul, să se roage pentru el. Anania zice, cum să mă duc, el are putere și aici să facă rău. Și Domnul Iisus în versetele 15 și 16 îi spune așa, Domnul i-a zis, du-te căci este un vas pe care l-am ales, ascultați, acest Saul era un vas ales de Domnul Iisus, de Dumnezeu. Și zice mai departe, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Aflăm în aceste versete că Domnul Iisus l-a ales, că Dumnezeu avea un plan și o lucrare pentru el și această lucrare era o lucrare specială. Și înțelegem și mai bine această lucrare specială când citim în Fapte 13, versetul 2. E vorba de biserica din Antiohia, care, unde spune cuvântul, pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt. Și ceea ce spuneam la școala duminicală este extrem de important pentru mine. Noi suntem oameni care trebuie să fim zidiți duhovnicește prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem zidiți duhovnicește, tot ce facem noi n-are nicio valoare. Dar atunci când noi stăm înaintea lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt care vrea să lucreze în noi și prin noi. Și Duhul Sfânt este cel care spune așa, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Nu era ușor, pentru că atunci când citim în capitolul 9 că Saul s-a dus printre ucenicii n-au primit cu ușurătate să-l accepte pe el în intimitatea lor și să se încreadă în el. De ce? Pentru că el era unul dintre aceia care era socotit ca un prigonitor al bisericii Domnului Iisus. În capitolul 9 cu versetul 26 spune, când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, săracul de el. El nu se dea seama atunci, vroia părtășia ucenicilor, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este un ucenic și atunci Barnaba l-a luat cu el și l-a dus la apostoli. Mai târziu, apostolul Pavel, acum, este acela care recunoaște starea în care el a ajuns, că nu este datorită
capacității lui și datorită vretniciei lui, ce este o lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Și există o progresie pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest om, Saul din Tars. El spune la 1 Timotei 1 cu versetul 15, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și el zice acolo, zice, dintre care cel dintâi sunt eu. El este acela care se vede cel mai păcătos dintre toți păcătoșii. La 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel se vede că el este nevrednic. El vine și spune că după ce Domnul Iisus a arătat ucenicilor și la peste 500 de frați, zice, apoi ca unei stârpituri. Care vrea să spună ce înseamnă stârpitură? N-am căutat în dicționar și nu știu, dar ceva de lepădat, dacă vreți. Ca unei stârpituri, zice, mi s-a arătat și mie. El se vede ca o stârpitură înaintea lui Dumnezeu. Și zice, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Și continuă el, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, că harul lui Dumnezeu care este în mine. Ceea ce spune aici Apostolul Pavel vine și valorifică harul lui Dumnezeu. Pentru că la 1 Timotei capitolul 1, versetele 12, Apostolul Pavel vine și încă o dată subliniază acest lucru și zice așa, mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit și ascultați. El m-a socotit vrednic de încredere. El este cel ce m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, un bagiocoritor, dar am căpătat îndurare. Și el se vede ca și omul care, cu toate că a făcut aceste lucruri, a căpătat îndurare și această îndurare este îndurarea pe care Dumnezeu i-a oferit-o și i-a dat-o. Citiți în 2 Corinteni și o să vedeți când Apostolul Pavel are acel țepuș și țepușul acela era un țepuș care îl făcea pe Apostolul Pavel, îl chinuia și zice că e din partea satanii ca să-l umilească și el se roagă de trei ori ca Dumnezeu să ia, ca Domnul să ia țepușul acesta. Și atunci zice, el mi-a zis, adică Domnul Iisus i-a spus, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și zice, mai bine mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și vede Apostolul Pavel în harul lui Dumnezeu această comoară de viață extraordinară, harul care este îndeajuns. Ce e acest har? Sigur că simplu de tot, așa aș putea spune, o favoare nemeritată. Da, este o favoare nemeritată, dar este mai mult, dacă vreți. Sau haideți să completăm, să adăugăm la această definiție. Este dragostea lui Dumnezeu arătată față de noi, ăsta e harul lui Dumnezeu. Este faptul că este o lucrare a Harului, aceea care lucrează în viața noastră și care ne mântuiește și care ne crește și care ne folosește pentru Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, un dar care ne descopere bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Ăsta e Harul lui Dumnezeu. Și acum repede am să trec la trei gânduri cu privire la acest har și primul lucru care este extrem de important și la care aș vrea ca să ne oprim pentru o clipă, este faptul că harul lui Dumnezeu este acela care ne aduce mântuire. Și în Efeseni, în capitolul 2, am citit, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel, ca să nu fie nicio confuzie în biserici de-a lungul viacurilor, nu prin fapte, mântuirea nu-i prin fapte ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Noi suntem aceia care am fost mântuiți prin har, ci citatul acesta din Efeseni capitolul 2 este unul dintre cele mai cunoscute citate din Noul Testament. Este alături de Ioan 3 cu 16, este alături de Psalmul 23 și alte texte frumoase care vorbesc și vorbesc inimilor noastre. Dar acest pasaj din Efeseni capitolul 2 cu versetul 8 este una dintre cele mai mari, cele mai dorite, cele mai grozave vești pe care
noi oamenii am primit-o și de care ne-am bucurat, căci prin har ați fost mântuiți. Azi dimineață s-a ridicat aici problema, cum sunt diferite feluri de a ajunge să ne bucurăm de mântuire. Și aici s-a amintit, putem noi mântui pe cineva, deci acolo să mântuim pe cineva smulgându-l chiar și din foc. Mi-a adus aminte de un verset care îl găsim la 1 Timotei, capitolul 2, ultimul verset din capitolul 2, care zice că femeia va fi mântuită prin nașterea de copii. Și cred că surorile toate știu versetul acesta. Dar vreau să nu vă opriți aici, că nu se oprește versetul acolo. Și aici spune, zice, da, dacă va stărui cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Oh, primul lucru care am amintit în acest verset este, da, este importantă nașterea de copii. Și aceea care este învrednicită de Dumnezeu să aibă copii și să aibă mai mult, să se bucure de lucrul acesta, dar în același timp, asta nu exclude credința din viața ei ca să ajungă la mântuire. Ea va fi mântuită dacă va stărui în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. De aceea putem lua anumite texte din Biblie care să ne ducă în rătăcire, dar adevărul este că noi am fost mântuiți prin har, prin credință și este darul lui Dumnezeu și nu e altceva. Noi avem o cântare care spune așa, mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Doar Hristos ne-a mântuit, de păcat ne-a izbăvit, cât de mult El ne-a iubit. Este ceea ce sărbătorim noi astăzi aici. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Da, noi nu puteam să ne mântuim și nu puteam face nimic pentru mântuirea noastră. Noi nu puteam să ajungem să merităm mântuirea, noi nu puteam să ajungem să lucrăm, să facem ceva ca să câștigăm mântuirea. Noi nu puteam obține mântuirea pe nicio altă cale. Este singura cale să primim mântuirea de la cel care ne oferă această mântuire și este prin harul lui Dumnezeu. Știți ceva? Mântuirea este cea mai mare nevoie a sufletelor noastre. Este o nevoie disperată. Știți de ce? Pentru că fără mântuire omul ajunge în iad. Și în această dimineață am amintit acest cuvânt. Nu vorbim foarte des despre iad. Dar vreau să vă spun ceva. Acela care nu primește mântuirea ca și dar din partea Domnului, prin harul lui Dumnezeu, n-are altă șansă decât să ajungă acolo în locul acela care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Și de aceea, într-o zi ca și astăzi, este important să înțelegem cât de mare este acest har și cum noi suntem chemați ca să primim harul mântuirii în viața noastră. Omul nu se putea mântui singur și atunci oamenii vin și o să auziți printre noi oameni care se bazează pe legea din Vechiul Testament și trebuie atunci să trecem repede să găsim în Noul Testament ceea ce spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 3, cu 20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Nimeni. Și nimeni înseamnă nimeni. Nu poți adăuga pe cineva la listă ca să zici ăsta să poate ajunge să fie neprihănit prin faptele legii. Nu! Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iacob, ca să vină să ne ajute să înțelegem versetul acesta, căci nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin ținerea legii, vine și spune în Iacob, capitolul 2, cu versetul 10, că și ne păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, să face vinovat de toate. Asta e cuvântul lui Dumnezeu și nu-s cuvintele mele. Este important deci să înțelegem că această neprihănire este o neprihănire pe care ne-o dă Dumnezeu și Apostolul Pavel continuă. Că dacă noi citim în Efeseni capitolul 1 și în Coloseni capitolul 1, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, apoi în Romani 3 cu 21 zice, dar acum s-a arătat o neprihănire, ascultați, pe care o dă Dumnezeu. Și harul nu e altceva decât un dar de la Dumnezeu și aici spune, această neprihănire este o neprihănire, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu și fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea, zice din nou, dată de Dumnezeu, nu câștigată de noi, nu, nu,
neprihănirea noastră personală, ci neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Atunci, sigur că vorbim despre acest har, harul mântuitor al lui Dumnezeu, harul mântuitor pe care Dumnezeu ni l-a dat prin Domnul Iisus Hristos. Și noi avem cântarea pe care o cântăm și o știm cu toții și în limba română și în limba engleză. Mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Și o strofă zice, prin har ajunge voi în cer cu slavă îmbrăcat și voi slăvi în veșnicii pe cel ce har mi-a dat. Dumnezeu ne oferă mântuirea, dar noi trebuie să primim această mântuire. Și când vorbim despre a faptul că noi primim această mântuire, nu vorbim de fapte care contribuie la mântuirea noastră. Faptul că primim mântuirea nu înseamnă că am făcut ceva pentru mântuirea aceasta. Vă spuneam duminica trecută și mi-a părut rău că săptămâna asta a trebuit să dau să trimitem un text. Familia Groza, sora Cristina, Stella, că noi nu putem să mergem la programul acela special pe care biserica păstorită de Jack Hibbs îl are înainte de Paști. Dar spuneam duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, că programul ăsta e un program gratuit. Dar dacă tu crezi că va fi program în data când e stabilit și anunțat, atunci ți iei niște bilete care sunt gratuite. Apoi pleci de acasă, te îmbraci frumos și te duci acolo la biserică. Te așezi pe scaun și începe programul și programul e gratuit. Tu ce ai făcut? Nimic, ai ascultat de faptul că ei au anunțat că este un program și te-ai dus și te-ai așezat ca să beneficiezi de acest program. Dragii mei, așa e cu mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Mântuirea e oferită în Domnul Iisus Hristos și gratuită. Noi trebuie însă să primim această mântuire. Există un text care întotdeauna când vorbim despre acest lucru, sigur că nu putem să-l evităm, și anume acela din 2 Împărați, capitolul 5, cu generalul acela sirian, Aman, care s-a dus la omul lui Dumnezeu ca să fie vindecat de lepră, era lepros, era general, un general lepros, parcă e contradicție în termeni, un general lepros. Și ăsta vrea să-l vindece, cine îl putea vindeca? Și el s-a dus cu alai și cu daruri ca să dea celui care să-l vindece pe el când s-a dus la omul lui Dumnezeu. Și a ajuns în fața casei lui Elisei. Și când ajunge în fața casei lui Elisei, foarte interesant este că Elisei zice, a trimis să-i spună printr-un sol, tu te scaldă-te în Iordan și carnea ți va face sănătoasă. Și versetul unul zice, Naaman s-a mâniat foarte tare. S-a mâniat Naaman. Și-a plecat, borborosind, ce-o fi zis, uitați ce zice, eu credeam că va face așa și așa. Atunci niște sfătuitori buni au zis, dacă îți cerea un lucru mare, l-ai făcut, nu? Dacă îți cerea, du-te și te scaldă. Hai, du-te și te scaldă să vezi ce se va întâmpla. Și în duplecat de oamenii aceia s-a dus și s-a scăldat odată de două ori, de trei ori. Cuvântul lui Dumnezeu spune, când s-a scăldat așa pe oameni, carnea lui a fost ca un copilaș. A plătit el pentru vindecarea lui, n-a plătit nimic. Vindecarea a fost gratuită, ba mai mult, se duce cu darurile lui la Elisei și vrea să-i le lase și Elisei spune, vie este Domnul că nu-mi trebuie nimic din ce ai adus tu. Vindecarea ta este gratuită, dragii mei, vindecarea sufletelor noastre este gratuită, mântuirea este darul lui Dumnezeu și este gratuită. De aceea Apostolul Pavel vorbește mereu despre acest lucru. Noi suntem îmbogățiți prin acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Îmi place un verset așa de mult care îl găsim în Romani, capitolul 1, versetul 5, în care zice, după ce vorbește acolo despre Domnul Iisus și cum El a înviat în morți, așa, zice, prin care am primit harul și apostolia. Dar ce să facem? Ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurilor. Mare lucru, atunci când crezi un lucru, să-l pui în practică, să asculți. Și aici Apostolul Pavel vorbește despre această ascultare a credinței. Și la 2 Corinteni 8:9 zice, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți.
Deci primul lucru este harul lui Dumnezeu, este harul mântuitor. Acest har mântuitor este acela care ne dă mântuire. Harul lui Dumnezeu este acela care face ca numele noastre să fie scrise în cartea vieții. Harul lui Dumnezeu, am citat în cântarea Mărețul Har, prin har aduce, ajunge voi în cer. Harul lui Dumnezeu este acela care ne duce la cer. Harul lui Dumnezeu este acela care ne dă siguranța mântuirii, care ne dă garanția că păcatele noastre sunt iertate și că suntem răscumpărați pentru totdeauna prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Dar vreau să vă spun că mântuirea asta prin harul lui Dumnezeu nu este doar ca și o poliță de asigurare că nu vom ajunge în iad. Și harul lui Dumnezeu, după ce ne-a dat mântuirea, este acela care vrea să lucreze în viața noastră. Și am citat puțin mai înainte că Domnul Iisus i-a spus lui Pavel: harul meu îți este îndeajuns. Viața celui mântuit este o viață care trebuie trăită acum și aici, privind spre cer, așteptând pe Domnul Iisus ca să vină. Și v-am dat exemplul acela la școala duminecală cu cel care l-a întrebat pe fratele Vulbran și n-am să mai repet pentru că nu vreau să mai iau din timp. Viața este interesantă și harul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să trecem prin toate fazele vieții și prin toate problemele vieții. Viața are urcușuri și coborâșuri. Are lupte în care noi suntem biruitori sau suntem înfrânți. Dar putem cita ceea ce spune Domnul la Apostolul Pavel: harul meu îți este îndeajuns. Și prin urcușuri, coborâri, prin lupte, prin biruințe și prin înfrângeri, noi mergem către locul pe care Domnul Iisus a dus să-l pregătească pentru noi. El este cel care ne-a dat mântuirea și El este acela care ne crește acum ca să ne încredem în El, ca să ajungem acolo unde s-a dus El să ne pregătească un loc, că El a spus că unde sunt eu să fiți și voi. Și o cântarea noastră spune așa: este loc pregătit pentru cei credincioși, sus în cer, unde nu sunt dureri, ci mereu bucurii, necurmat melodii sunt cântate de mulți îngerași. Minunat loc în cer, minunat în loc în cer, pentru cei credincioși pregătit chiar de Domnul Iisus. Chiar de Domnul Iisus, care mult ne-a iubit, așa cum sărbătorim noi astăzi. E un loc minunat, sus în cer. Dar călătoria noastră spre țara promisă este o viață care este împletită cu întristări, cu bucurii, cu belșuguri, cu lipsuri, cu sănătate, cu boală. Dar Domnul Iisus în toate acestea ne dă putere ca să ne încredem în El și să credem cuvântul Lui și să ne putem bucura de ceea ce spune, ce a spus El Apostolului Pavel: harul meu îți este îndeajuns. Dar apoi există și un har pe care Domnul ne-l dă, nu numai că noi creștem din punct de vedere al cunoașterii Lui, al încrederii în El, a trăirii cu El, a trăirii prin credință, dar să lucrăm pentru Domnul prin harul Lui, să fim un instrument în mâna Lui. Este harul lui Dumnezeu care l-a făcut pe Apostolul Pavel să fie un om plin de râvnă, acum nu pentru poporul iudeu și nici pentru religia iudaică, ci să fie un om plin de râvnă pentru Domnul Iisus. Da, el și-a iubit poporul din care făcea parte totdeauna. Dar era gelos pentru acest popor să ajungă la cunoștința adevărului, să-L cunoască pe Domnul Iisus ca și mântuitor personal. Și el era acela care era un instrument care vrea să lucreze și să vestească vestea bună a mântuirii acelora care făceau parte din poporul lui. Să fie un instrument în mâna Domnului. Stăm și mă gândeam că poate că nici noi, aduceți-vă aminte de vremurile când l-am primit pe Domnul Iisus în inima noastră, și nici noi n-am vrea parcă să fim numai mântuiți și să nu fim de folos în lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram un teenager, adolescent de 16 ani, când am făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos. Sunt mulți ani de atunci. Și sunt doar amintiri pe care le port în mintea mea. Dar era un grup de tineri din biserica noastră care erau treziți de Duhul lui Dumnezeu și care cunoșteau ce înseamnă dragostea dintâi atunci. Și eram plin de râvnă, eram totdeauna gata pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Și niciodată nu mi se părea că timpul este prea lung. Mergeam la spital să vizităm pe cei bolnavi, așa am ajuns eu să merg la medicină. Să vă spun altă dată istoria. Niciodată nu m-am gândit și nimeni din familia mea nu s-a gândit vreodată ca eu să mă duc la medicină. Când am spus că vreau să mă duc la medicină, au zis că s-a întâmplat ceva cu mine. Și nu s-a întâmplat nimic.
că era o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în viața mea și mergeam la spital, mergeam în misiune, eram nelipsiți de la adunare, de la studiu biblic, de la rugăciune. Era o viață nouă, trezită de Duhul lui Dumnezeu. Și cum să faci lucrul acesta fără ca alții să ia aminte la acest lucru? Vorbeam cu fratele Aurel săptămâna asta. A fost pe la mine pe acasă și mi-a ajutat să-mi tund via. În discuțiile care le-am avut acolo, fratele a spus așa, o spulă bună, un instrument bun, face cât jumătate din capacitatea, din meseria, meseriașului care lucrează. Asta și m-am gândit la vorbele dânsului și am zis, cred că un instrument, o spulă bună, face mai mult chiar decât capacitatea și meseria meseriașului. Și vreau să vă dau un exemplu pentru dumneavoastră, surori, o bucătăreasă bună care n-are un cuțit ascuțit. O bucătăreasă bună care are un aragaz care nu merge. O bucătăreasă bună care are o mașină de tocat care nu toacă. O bucătăreasă bună care n-are ce-i trebuie în bucătărie. E greu să facă mâncarea pe care ea ar vrea să o facă. Așa să merg așa în orice direcție. Un mecanic care n-are o trusă de scule bune și nu are un jack din ăla să ridice mașina, să poată să intre sub ea. Dacă nu are sculele de care are nevoie, să poată lua rata jos. Ce folos de faptul că știe ce ar trebui să facă dacă nu are acel instrument? Un doctor care nu are o siringă care să fie sterilă cu ace sterile și așa mai departe, sau un bisturiu steril, sau medicamente ca să trateze pe cel care e bolnav, nu poate fi de folos celui bolnav. Lucrezi în birou și ți se oprește computerul pentru că internetul s-a dus. Și te iei de păr și zici, măi, la jumătatea lucrării și nu mai am internet, nu mai pot lucra, nu mai pot merge mai departe. Și atunci zici, hai să te duci să printuiești ceea ce ai făcut și când te duci, ți se blochează hârtia în printer. Un instrument bun, o sculă bună, face mai mult decât capacitatea și profesia celui care lucrează și care face acest lucru. Frate Popescu, un șofer bun, dacă nu are o mașină care e bună, stă mai mult pe marginea drumului cu ea. Este o favoare, dragii mei, pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca noi să fim instrumente în mâna Lui. Noi avem o cântare care spune așa, te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Iisus, să-i ajuți apoi să crească tot mai mult în harul Său, să se vadă în a ta viață din iubirea Lui. Și apoi zice așa poetul cântării, fii scrisoare scrisă, sfântă scrisă, chiar de mâna dulce a lui Iisus. Asta înseamnă să te lași folosit de Dumnezeu și să te folosească Dumnezeu în lucrarea Lui. De multe ori avem impresia că noi vorbim despre lucruri care sunt bazate așa de mult pe talentele noastre naturale. Altă cântare a noastră zice, Doamne, viața mea ți-o dau pe deplin, mă predau. Și apoi zice, ale mele mâinile ia să lucreze în via ta și picioarele la fel să-ți urmeze ca un vermian. Dar vreau să vă spun, toate astea nu vorbesc. Că e vorba de predicare, că e vorba de învățare, că e vorba de cântare, că e vorba de slujire, că e vorba de administrare. Toate astea nu vorbesc de anumite daruri pe care noi le avem. Unii suntem mai buni administratori, alții suntem mai buni de gură, alții suntem mai buni cântăreți. Și aici este vorba de altceva, așa nume, este vorba de har în lucrarea pe care o facem. Să ai har atunci când te rogi, har în rugăciune, har în învățare, har în predicare, har în cântare, har în ajutorare, har în administrare, har, har. Și este harul lui Dumnezeu care ne dă mântuire, este harul lui Dumnezeu care ne crește și ne duce la sfințire și este harul lui Dumnezeu care ne folosește în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care ne-a dat darurile spirituale. Ce înseamnă asta? Duhul Sfânt este în noi. Și acest Duh Sfânt care este în noi lucrează acum prin noi, în afară, lucrarea pe care Dumnezeu o vrea. Și de aceea, acolo spus, să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Toate astea sunt extrem de importante și sunt lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Vreau să închei cu... S-a amintit aici și poate că n-aș fi amintit, dar vreau să vă spun ceva. Fratele Emil a amintit că toate astea se fac în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Hai să vă pun o întrebare. Vă pun o întrebare? Nu trebuie să răspund. Așteptăm noi pe Domnul Iisus ca să vină? Așteptăm pe Domnul Iisus ca să vină.
Așteptarea Domnului Iisus este o motivare pentru noi. Și ca să trăim, și ca să slujim. Să-i mulțumim pentru mântuirea pe care El ne-a dat-o. Că dacă n-am fi mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, degeaba l-a așteptat pe Domnul Iisus să vină. Ca să vină ce? Ca și judecător. Da, El va sta pe scaunul alb de judecată și va judeca pe aceia care nu, al căror nume nu este scris în cartea vieții. Îl așteptăm noi pe Domnul Iisus ca să fie judecătorul nostru? Nu! Îl așteptăm pe Domnul Iisus pentru că El este mântuitorul nostru. El este Domnul nostru care conduce viața noastră și pe care noi îl slujim și la dispoziția căruia noi ne-am pus. Și în așteptarea Domnului Iisus asta înseamnă că noi suntem motivați și suntem încurajați ca să trăim pentru El și să facem lucrarea Lui. Și atunci, în așteptarea Domnului Iisus, noi suntem gata pentru ziua în care El va veni. Asta și m-am gândit, cum poți fi gata? Uitați cum poți fi gata. Toți am zburat cu avionul și să venim în America, nu? Așa aici în America, nu odată am luat avioanele ca să zburăm. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți cumperi un bilet de avion. Degeaba te duci la avion dacă n-ai bilet de avion, nu? Îți cumperi biletul de avion și ai un bilet de avion. Dacă te duci cu biletul de avion la avion, dar n-ai cu tine ID, you're not going to get in that plane. So, ai biletul aici pe de-o parte, te duci și îl printuiești acolo la chioșcul ăla care e acolo și îți iei biletul și după aceea cauți în pormoneu și zici, oh, am ID-ul cu mine. Fine. Dar acum ai anumite lucruri de care ai nevoie. Ai computerul cu tine, ai celularul cu tine, ai bagajele cu tine. Și dacă toate astea care tu le-ai planificat ca să fie cu tine, atunci ești gata să te urci în avion. Am plecat odată de aici înspre Denver și când am ajuns la aeroport, nu vreau să-mi ia bagajul cu computerul. Și bagajul cu computerul, pentru că eram cu, cum zice, Frontier, companie destul de stingy, cei care călătoriți cu avionul, și când m-am dus acolo cu bagajul meu de computer, bagajul de computer avea două rotile ca să tragi bagajul după tine. Rotilele alea nu intrau în locul unde trebuia să intre bagajul. Bagaj mic, un bagaj, numai computer și nu știu ce am avut acolo, câteva lucruri personale, nimica, toată. Și când mă duc, zice, nu, trebuie să-ți plătești $90. Zic, what? Zic, I'm not going to pay $90. Zic, nu se poate, uite, țarat, eu deschis și țarat ce am în el. Și zic, cum să-ți plătești $90? Zice, if you don't want to pay $90, either you are not going to fly or you are not going to take your bag with you. Azi? Foarte simplu, nu? M-am năcăjit așa de tare, până la urmă am plătit $90. Puteam să iau computerul și ziceam, după aceea nu mi-a venit în minte, puteam să mă duc la chioșcul ăla de reviste și ziare să iau o pungă de plastic. Puneam computerul și punga și toate lucrurile care aveam în acea pungă de plastic și ar fi căzut acolo ușor de tot și mergeam în avion fără ca să plătesc nimic. Așa am plătit $90 ca să ajung în Denver și știți ceva, bag-ul meu de computer și acum e în Denver. Nu l-am mai adus cu mine. Ce am vrut să zic? Ești gata când toate aceste lucruri sunt pregătite și le ai cu tine și acum poți să te duci la avion. Dragii mei, dacă noi suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus, dacă Harul este acela care a crescut viața noastră, noi suntem în așteptarea Domnului Iisus, dacă suntem implicați și harnici în a face lucrarea lui Dumnezeu, atunci noi îl așteptăm pe Domnul Iisus ca să vină. O fetiță într-o zonă sărăcăcioasă din Londra s-a dus ca să cumpere o sticlă de lapte într-un magazin care era undeva la un basement și a luat o sticlă de lapte și a ieșit cu sticla aceea de lapte și o ținea în brațe și se ducea bucuroasă acasă ca să ducă sticla cu lapte. În fața ei venea un domn îmbrăcat frumos. Fetița a fost foarte șocată de faptul că se întâlnește cu acest domn și s-a împiedicat și a căzut și a spart sticla cu lapte. Și când a spart sticla cu lapte, s-a uitat și a început să plângă și a început să plângă. Și plângea așa de tare încât omul acesta s-a oprit și a zis, dragă, de ce plânge așa? Wow. Dacă mă duc acasă, mama mă va bate pentru că am spart sticla și am pierdut lapte. Și el a zis, hai să încercăm să punem
cioburile la loc să vedem dacă putem. Și a pus și a făcut jumătate din sticlă, dar când se pune partea deasupra, sticla a căzut și s-a făcut praf din nou. Și a încercat a doua oară și încerca să mângâie pe fata asta, fetița asta care era așa de năcăjită că și-a spart sticla cu lapte. Și după ce au încercat lucrul ăsta de vreo două, trei ori și fetița și-a dat seama că el nu poate să pună cioburile la loc, să mai facă din cioburile acelea sticla respectivă. Atunci el a zis, fetiță dragă, hai cu mine. S-a dus acolo jos, în basement, de unde au cumpărat ea laptele. Și-a zis că trebuie de acord, vindem-o sticlă și umpleți-o cu lapte. Și i-a dat o sticlă și umplut-o cu lapte. O luat sticla și i-a dat-o fetiței și fetița bucuroasă a plecat acasă. Dragii mei, într-o zi Adam și cu Eva au spart sticla cu lapte. Dar în altă zi a venit acest Domn care este Domnul Iisus Hristos și n-a vrut ca să pună cioburile vieții noastre împreună, ci El a vrut ca să ne facă pe noi ființe noi și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și acum cei care sunt făpturi noi, făcuți de Domnul Iisus Hristos, care a murit pe crucea din Golgota pentru noi, ăștia îl pot aștepta pe Domnul Iisus ca să vină. Noi avem o cântare care spune, noi așteptăm pe Domnul când vine. Noi așteptăm pe Domnul când vine. Noi așteptăm pe Domnul când vine. Zice, noi mergem înainte când vine. Și strofa a treia zice, noi ne aplecăm înainte când vine. Noi ne aplecăm înainte, El brațul își întinde și la locul promis ne duce. Toate acestea, dragii mei, sunt rezultatul harului lui Dumnezeu pentru noi, zicem, slăvit și binecuvântat să fie numele în veci. Amin.